Dumnezeu ne-a dat cu gânduri, cu creier, cu... pentru ca să dăinuim în spațiu. Numai și dovadă este și acest muzeu pe care l-ați construit tot pentru urmași. Că păi, pentru cine? Iată, ați investit în cobze, în atâtea instrumente. Am, dar să vă arăt cineva, mi-a adus un... uite, am aici lângă Tatiana, lângă tine. Am două instrumente. Așa par niște șoate. Uite, asta e șoată. E șot, șot. Asta e tot o șoată. E soc. Din soc. Tilinca. Asta e tilinca. Am făcut o gaură, deci prim instrument. Numai că am plesnit-o, eu plesnit. Dar următoarea, uitați-vă, ăsta mi l-a dăruit de la Iași, grupul Noi și Vechi. Niște arhitecți, economiști, au făcut un grup și au fost la mine aici, la muzeu. Dintr-un băz de soc, caval, în cinci degete. Vedeți cât intuiție și cât clar viziune i-a dat neamului nostru, dacilor, geto dacilor, traco dacilor, dacilor liberi, confecționau instrumente din lemn, lemnul, lână de oaie, în munții Latenie. Și atunci mă bucur și eu, mă mândresc că venim din vița neamului nostru și mai seamăn și eu, soră Tatiana, să lucrăm, să muncim, să semănăm mândria din neam. Că suntem geto-daci, traco-daci, daci vii. De aceea să am intitulat spovedania unui dac. Caval cu tilinca să mergem, să pornim la drum înarmați ca să apărăm cetatea identității neamului, care se numește... cetatea, folclorul pe care a zidit-o Măria sa, poporul.